Bine m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să depănăm amintiri, să zic așa, poate că unii dintre voi sunteți abonați mai vechi și știți despre ce este vorba. Probabil că mulți dintre voi nu iubiți brandul ăsta, nu iubiți modelul ăsta, nu iubiți motorizarea asta, însă mașinile astea sunt bune pentru ce au fost concepute și o să vorbim despre această mașină pe parcursul acestui video. Bineînțeles, a plouat în ultimele zile, bate vântul foarte tare afară și nu m-aș auzi, așadar o să facem un test drive cu această mașină. Probabil cine deține acest model știe despre ce este vorba și probabil a recunoscut deja interiorul și modelul. Dar înainte să trecem la episodul propriu-zis, vreau să opresc în aportul la acest BMW X3. Este o variantă pe benzină, kilometri sunt reali, situația financiară judeică este ok, însă pe partea de daune avem ceva înregistrări. Iar aici regăsim poze din momentul în care a fost pusă la vânzare în 2019 la 8, unde se poate vedea că a avut o daună destul de serioasă în spate. Haion, aripa va că e destul de afectată, probabil a fost declarată daună totală, mai ales dacă are ceva daune și în partea de jos a mașinii, văd că sunt ceva poze și pe aici, dacă nu cumva a fost afectat chiar și plafonul, însă pare o daună destul de serioasă. 2020, luna 11-a, deci după ceva timp mașina se poate vedea că a fost reparată, deci partea din spate este ok, iar în 2022, luna 5-a, se pare că mașina a avut norocul să fie din nou lovită, de data asta în partea din față, și cu airbag-uri sărite, mă rog, e destul de afectată mașina, să zicem așa. Deci da, mașina asta practic este lovită și față și spate. Avem un istoric de kilometraj, mașina probabil a avut daune la kilometri puțin și după până a fost reparată nici n-a mers foarte mult. Avem o daună necunoscută, avem o daună în Belgia care probabil reflectă realitatea având în vedere că era afectată și aripa și cam toată partea din spate. Și o daună în România, probabil este cea din față, văd că se menționează sistemul de siguranță activă, deci probabil partea de airbag-uri. Și mă rog, sunt mai multe accesorii motor, probabil sunt suporți motor, tapiserie, structura la carosărie, sunt de luat în calcul și astea. Dezastru natural nu avem nimic raportat, seria X, X3 20i X-Drive, 184 de cai cel mai probabil, 2019, benzină automată, tracțiune integrală, gri, B48, volan pe stânga, daună, a fost la vânzare, conform pozelor de mai sus, a fost la vânzare. Deci a fost de două ori la vânzare în România, conform cu pozele pe care le vedeți aici, dar într-adevăr ăsta da ghinion. Acum, depinde foarte mult de istorie, când s-așa arată un raport destul de detaliat cu poze, istorie de kilometri și de daune, depinde foarte mult unde este listată, unde este reparată și așa mai departe. Dacă vreți să verificați și voi o mașină, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi codul LUTSU la pagina de plată pentru a beneficia de aceeași reducere. Hai să avem aici Nissan Qashqai 1.5 diesel, 110 cai, avem plafon panoramic, avem cameră care apare aici pe navigație, avem climă cu afișaj digital, avem pilot automat limitator de viteză, reglaje electrice pentru oglinzi, geamurile sunt electrice, mă rog, are din punctul meu de vedere dotările importante, frână de mână adevărată și manuală în 6 trepte. Așadar, după cum ați văzut în titlu, asta este mașina cu care eu am început cariera de samsar. Știu că poate vi se pare amuzant, dar în momentul în care eu mi-am făcut firma acum 3 ani și ceva, prima mașină pe care eu am cumpărat-o pentru stoc, să zic așa, atunci, de pe Adesa, cum era atunci actuala Open Lane, a fost o mașină exact ca asta, exact aceleași jante, exact același nivel de echipare, doar că era un violet închis, o culoare foarte frumoasă de altfel. Și de asta, asta este mașina cu care eu am început cariera de samsar. A fost o mașină cumpărată acum vreo 3 ani și ironia sorții face ca, bineînțeles, având în vedere că piața a crescut, inflație și așa mai departe, mașina asta este adusă la comandă, este adusă la comandă pentru cineva apropiat din familie și acum abia ce am luat-o de la rar. Dar ironia sorții face ca aceste modele să fie foarte apreciate acum. Sunt motoare bune, sunt eficiente, au consumuri bune. E o mașină cu gardă înaltă la sol, mentenanța e destul de ieftină având în vedere că au motoare de Renault 1.5, 1.6 DCI, care, bine, mai este și 2.0 pe Qashqai, însă au început să fie foarte apreciate și au cam același prețuri cum aveau și acum vreo 3 ani de zile. Mi-aduc aminte pe cât am vândut mașina atunci, nu mai știu exact, dar prețurile sunt similare, adică un model de genul ăsta cu panoramic și cu ce are mașina asta are 207.000 de kilometri, sunt 6.500, cred că a semnalizat și s-a răzgândit sau nu știu. Sunt 6.500-7.000 de euro, cam pe aici aș vedea prețul corect pentru mașină de genul ăsta dacă este și în stare bună și are kilometri reali. Acum,
Vă dați seama, atunci, acum 3 ani de zile, nici eu nu am avut, pentru că multă lume zice că am avut mare buget și am avut eu să mă apuc de marea sămsăreală. Nu am avut un buget foarte mare alocat să aduc mașini în stoc atunci, dar mi-aduc aminte că erau undeva la 6-7 mii de euro erau și atunci. Și piața a crescut, însă modelele astea mi se pare că au început să fie foarte apreciate. Deci Qashqai-ul și la modelul următor și modelul ăsta mi se pare genul de mașini care au început să fie apreciate și țin foarte bine la preț. Pentru că nu știu ce ai putea să-ți mai iei cu o gardă înaltă la sol. În primul rând motoarele care sunt foarte fiabile și economice. Bine, mașina asta are consum 7.4 în bord, dar a mers mai mult în oraș. Ceea ce da, nu este neapărat cel mai sănătos mod de exploatare pentru un diesel. Dar 1.5 sunt o grămadă de taxiuri care și-au făcut treaba sute de mii de kilometri. Și până la urmă, dacă mai sunt scoase din când în când la drum lung, eu zic că nu prea ai probleme cu ele. Plus cutia în 6 trepte. Asta mi se pare ca în cea mai bună configurație. Urmăresc și eu Qashqai modelul ăsta să mai aduc în stoc, cum a fost și atunci la începuturile mele. Mi-a plăcut mult acea mașină. De fapt, cred că există oricum și pe canal un video cu ea. Cred că am cumpărat o nouă mașină sau ceva de genul Nissan Qashqai. O să-l las în descriere dacă nu o să apară pe ecran, să vedeți despre ce este vorba. Îmi place cutia de viteze, că e etajată destul de ok. Bine, mașina asta, să zic, are anumite puncte comune cu Duster-ul, deși este mai bine făcută ca un Duster și poate că se și adresează la oamenii ce vor un pic mai mult decât un Duster. Deși chiar și Duster-ul modelul 2010, 11, 12, mașina asta este din 2012, dacă nu greșesc, 2012, da? Și Duster-ul din generația respectivă ține foarte bine la preț, adică mi se pare că un Duster 2010, 11, 12, 13, dacă are motorul ăsta de 1.5, nu are foarte mulți kilometri, deși din punctul meu de vedere motorul ăsta de 1.5 poate să ducă foarte mulți kilometri dacă e întreținut corespunzător. Tot ajunge la 6-7 mii de euro dacă este 1.4x4 și cu dotări și din nou pentru România și pentru drumurile noastre, că e Qashqai, că e Duster, că e orice din gama asta, mi se pare o mașină foarte bună pentru România. 1.5, RCA mic, impozit mic, consum mic, mentenanță ieftină, mecanici peste tot, dezmembrări peste tot. Bine, ăsta e oarecum și avantajul când îți cumperi o mașină care are niște ani în spate deja, dar sunt bune și la fel ca și la Megane 3, mi se pare că mașinile astea nu erau așa apreciate acum ceva timp. În ultimii ani au început să fie apreciate și probabil oamenii au văzut, cum au văzut și la modelele mai noi, că până la urmă pentru ce preț au, primești o mașină destul de bună. Bineînțeles, și pe mașina asta poți să primești 2.0 DCI, cutia automată, am adus acum ceva timp una, 2.0 DCI, piele, scaune full electrice, sper să nu greșesc, dar parcă au și scaune full electrice, panoramic, sistem audio Bose, adică era vârful de gamă. Nu mai țin minte exact cât a fost mașina atunci, dar oricum a fost mai scumpă decât asta, dar era vârful de gamă. Adică mașina aia probabil nu a fost 30-40 de mii de euro cu toate rotările și de asta și second are preț. Bine, acum mă mai uit și în piață, într-adevăr sunt anumite parcuri auto care din punctul meu de vedere umflă prețurile nejustificat și mi se pare mult pe o generație ca asta să dai 10.000 de euro cum cer câte unii la anumite parcuri, mi se pare mult. La 10.000 de euro mai degrabă mi-aș lua modelul următor și poate mai slab dotat, dar măcar e modelul următor. Bine, și astea până la urmă sunt niște mașini Euro 5 de generație nouă, adică ai o cameră, ai un panoramic, ai senzori de parcare, adică ai, din punctul meu de vedere, ce e mai important. Doar că, așa cum e și la Renault, așa e și la Nissan, sunt un pic mai atipice comenzile, să zicem așa, deși ei sunt destul de ok. Adică avem pilot automat, limitator de viteză, cancel, resume, set, aici sunt cele pentru audio, apeluri, schimbare sursă, radio, Bluetooth și așa mai departe. Adică pentru un om care are nevoie de o mașină pentru navetă sau să-și facă treaba cu ea de aici colo, mi se pare o mașină foarte bună. Acum știu că multă lume poate la un buget similar vrea un Passat break sau vrea, acum fiecare mașină are avantajele și dezavantajele ei. Mașina asta este înaltă, are o gardă înaltă la sol, are consumuri bune, are avantajele ei. Știu că multă lume probabil alege un Passat în comparație cu mașina asta, dar eu personal, cunoscând fiabilitatea motorului ăstuia de 1.5 110 cai, eu cred că mi-aș lua mașina asta. Doar că eu nu prea am ce să fac un crossover SUV-uleț de dimensiunile astea, la ora actuală nu am ce să fac. Însă îmi plac ca mașini, urmăresc și în limita timpului pe care l-am, mă uit și eu să văd dacă pot să găsesc ceva
similar pentru stoc și multă lume, domne, ce mașină e în stoc, ce mașină e în stoc. Ideea e că de multe ori eu mă uit să fie cât de cât ok mașinile și să fie și la un preț rezonabil, doar că nu prea poți să ieși o mașină bună și dotată și kilometri ok și ieftină și toate cele cum vrea toată lumea, pentru că dacă o plătești în afară la un preț corect, s-ar putea să-mi blochezi banii degeaba cu ea, cum a fost, de exemplu, și la Volvo-ul pe care l-am în stoc și pe care nici nu vreau să renunț la el pe preț de nimic, tocmai pentru că știu că e bună mașina și știu că și-o am plătit-o. Chiar dacă multă lume are impresia că mașinile astea importate de cele mai multe ori se vând la preț de nimic în afară, le luăm noi bișnițarii, samsarii, țeparii și le aranjăm și le vinem la suprapreț. Nu e așa. Mașinile bune de multe ori sunt mai scumpe în afară, dar aici există și o explicație, pentru că puterea de cumpărare este mai mare acolo și pentru că oamenii, probabil, având salarii mai mari, știu că își cumpără o mașină bună, că dacă, de exemplu, model din ăsta în țară e 6-7.000, poți să te duci la neamț în curte să o cumperi de la privat, să fie mai scumpă acolo mașina, fără transport, fără RAR, fără numere. Dar probabil și mașina este foarte bună. Acum, personal, în configurația asta 1.5 DCI, cutie manuală, nu știu ce ar putea să pice grav sau ceva care să-ți facă probleme foarte, foarte mari. Pe partea de DPF, la fel, sunt destul de ok. Bine, din nou, mai trebuie și le scoase la drum lung. Cutia, vă vorbeam mai devreme despre ea, este 1.5, este în 6 trepte și la 70 la oră avem undeva la 1800 de ture, dar poți să mergi probabil și cu un 120-130 la autostradă, în treapta 6 pe la 2000 și un pic și e ok, adică nu e nici subturată și consumul este decent și se așează destul de bine la drum. Bineînțeles, nu este la fel de aerodinamică precum un sedan, dar pentru ce e concepută mașina asta, mi se pare o mașină bună. Probabil dacă mergi în regimul ăsta, poți să scoți consumuri de 3,5-4%, ceea ce pe o caroserie de genul ăsta mi se pare mai mult decât ok. Doar că, bineînțeles, n-ar fi recomandat să se meargă cu ea subturat sau să mergi cu ea numai la consum, ca la orice alt diesel. Dar motorul ăsta de 1.5, eu zic că este greu de ucis, ca să folosesc așa o metaforă, și rar, foarte rar am văzut motoarele de genul ăsta să pice. Acum, exploatarea, carburantul, reviziile, sunt foarte multe lucruri care influențează fiabilitatea unei mașini, pentru că oricât de fiabil ar fi un motor, dacă este întreținut prost și condus prost și în bătaie de joc, tot va ceda la un moment dat. Dar nu știu dacă există cineva care are motor de 1.5 pe Logan, pe Qashqai, pe Duster, pe orice și să se plângă de el. Și chiar și 1.6 mi se pare un motor bun, e un pic mai zgomotos fiind distribuție pe lanț, are și avantajele lui, mai multă putere, distribuția pe lanț, eu zic că până la 200.000-250.000 nu cred că se umble acolo. În schimb, la curea se schimbă mai devreme. Bine, dacă faci o paralelă cât costă distribuția la cea pe lanț și cât costă la curea și termenele la care se face ca și kilometri, e ok. De asta multă lume, de exemplu, la BMW-uri zice, domne, e scumpă distribuția pe lanț. Păi da, dar o faci la 200.000 de kilometri. Și marea majoritate a serviciilor care se ocupă cu distribuții dau garanție 2 ani sau 100.000 de kilometri. Dar oricum eu zic că ține mai mult un kit, dacă îl schimbi cum trebuie și cu piese ok. Până la urmă să dai 3-4-5.000 de lei pe o distribuție care este țină 200.000 de kilometri, mi se pare mult. Acolo probabil intervine faptul că multă lume se gândește, unul la mână, că este scump, deși nu mi se pare scump raportat la câți kilometri țin o distribuție. Și de asta de multe ori probabil lumea vine să negocieze la BMW-urile unde au distribuția în spate, domne, trebuie să-i faci distribuția, da, dar este un consumabil. Adică lumea trebuie să-și ia în calcul în momentul în care își cumpără o mașină second, dacă nu există o dovadă reală că s-a schimbat într-adevăr distribuția, că trebuie făcută, e un consumabil. Acum că e un pic mai scumpă sau mai scumpă decât la alte mașini, asta e și pentru că se schimbă la 200.000, pentru că sunt anumite componente care trebuie schimbate, pentru că trebuie dat motorul jos sau cutia de viteze, adică să zicem că piesele în sine poate că n-ar fi foarte, foarte scumpe și n-ar fi asta problema, ci mai degrabă problema ar fi faptul că da, e manoperă multă, e de muncă și un serviciu specializat pe așa ceva probabil face în câteva ore o distribuție, depinde și de cei din serviciu cât de experimentați sunt, dar este un cost pe care oamenii, din punctul meu de vedere, ar trebui să și-l ia în calcul, pentru că nu știu dacă am văzut vreo mașină venită din afară, mă refer la BMW-uri, că e N47, că e N47T, că este N90, la cele Euro 5, N47. Nu știu dacă am văzut vreuna care să aibă distribuția schimbată. Eu cred că acolo, dacă se râpe distribuția, mare majoritatea străinilor o trec direct cu motor Shadden, o dau la un preț mai rezonabil și cam aia fost să fie. Nu știu dacă își bate capul, plus că probabil la ei costă mult mai mult să schimbe distribuția,
față de la noi, pentru că și piesele sunt mai scumpe și mecanicii probabil percep o mână de lucru mai scumpă. Și dacă, de exemplu, e vorba de un E90 și mașina e 5-6.000 de euro toată, probabil preferă să o dea mai ieftin decât ar costa reparația și să o vând așa, să nu mai bate capul. Adică rar, foarte rar mă gândesc, mă refer la neamț. Acum că o cumpără un turc și schimbă distribuția sau o face cumva să o vândă, e partea a doua. Dar în principiu eu zic că nemții, belgenii, olandezii, nu cred că își mai bat capul cu ele și probabil le vând așa. Probabil asta este și comoditatea, având în vedere că sunt salariile mai mari ca la noi, chiar dacă și traiul e un pic mai scump. Însă la un calcul simplu, dacă sunt 4 membri salariați într-o familie, salarii de minim 1.500-2.000 de euro, sunt 6.000 de euro. Își pot permite un leasing să-și ia mașină nouă mereu. Probabil de asta este și comoditatea asta și până la urmă să se rupă o distribuție la o mașină de generație nouă cât e în garanție sau un leasing e destul de greu. Dar uite, poți să-ți cumperi și o mașină de asta de 12 ani, care merge bine, consumă bine. Din punctul meu de vedere nu e o mașină urâtă, dar bineînțeles și frumusețea asta stă în ochii privitorului. Acum depinde ce ai mai condus, ce vrei să mai conduci. De exemplu și mie Meganul ăsta facelift mi se pare foarte frumoasă ca mașină. Este o mașină adusă la comandă pentru un client, seria 3 GT, adică fiecare mașină este frumoasă în felul ei. Și mașina asta pentru unii poate este urâtă. Bine, Nissan-ul din punctul meu de vedere e un cum mai atipic și întotdeauna mi-a plăcut asta, pentru că na, la nevoie poți să închizi panoramicul, să zic așa, mai ales vara. Dar având în vedere că plouă destul de serios, îmi place și când plouă și mi-aș lua pe un crossover sau suvulez din ăsta, mi-aș lua panoramic, pentru că e plăcut. Dacă ai și copii, mi se pare destul de interesant pentru copii să aibă o viziune așa asupra cerului, să zicem. Așadar, asta este, de fapt, ăsta este modelul cu care am început eu cariera de samsara cu vreo 3 ani. E prima mașină pe care eu am cumpărat-o atunci pentru stoc. E o mașină bună, e o mașină fiabilă, e o mașină foarte apreciată. Din punctul meu de vedere, își merită cerința pe care o are. Se merită să și parcăm dacă tot suntem aici. Camera, din punctul meu de vedere, e o cameră de bună calitate raportat la faptul că, totuși, modelul ăsta a apărut în 2010-2011. Mazda 6, Mazda CX-5, probabil o să beneficieze și ele de o prezentare. Volvo-ul din stoc și aici mai avem Skoda Kodiaq, 70.000 de kilometri, care probabil o să beneficieze și ea de o prezentare, pentru că ce-i drept nu am adus Kodiaq momentan și de fapt am mai avut cerere. Dar sunt oameni care vor o mașină ca asta și cu dotări și cu 70.000 de kilometri la 15.000 de euro și a fost 9.50-60.000. Nu există așa ceva. Știu că multă lume caută ieftin, bun, dotat și domne, las că știu că la licitații sunt ieftine. Nu sunt peste tot ieftine și mașina bună oriunde costă. Așadar, asta este mașina, asta este Qashqai-ul adus la comandă și mașina mea oarecum de suflet cu care mi-am început cariera. Probabil că mulți dintre voi aveți în familie ceva similar, așa că vă invit în comentarii să ziceți dacă sunteți mulțumiți de ea, de ce, dacă nu de ce, dar în principiu eu zic că e o mașină fiabilă și nu cred că poți avea probleme prea mari cu ea. Așadar, ăsta este episodul, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!